România a împlinit 95 de ani, dar încă mai păstrează fotografii de la nașterea ei, pe vremea în care un aparat foto era o minune a tehnologiei. Un singur român a reușit să surprindă pentru veșnicie cel mai important moment istoric al României. Este vorba despre Samuilă Mârza, un ardelean care a venit direct de pe front să sărbătorească și să imortalizeze Marea Unire. Povestea lui ne spune în exclusivitate chiar unul dintre urmașii săi, Traian Mârza, colonel de jandarmerie. Aparate foto profesionale, semi-profesionale, digitale, smartphone-uri cu camere de 8 megapixeli, 12 megapixeli, tablete. S-au făcut sute, poate chiar mii de fotografii pe secundă la parada de astăzi. Acum 95 de ani, la Marea Unire, au existat un singur aparat și un singur fotograf. Samuilă Mârza, un inovator desprins din viitor atunci, un erou al trecutului acum. Sunt mândru că sunt urmașul lor. Și vreau să fiu un urmaș demn care să duc mai departe ceea ce ei au făcut. Poate de aceea sunt și ofițer azi. 1 decembrie 1918, mii de oameni așteptau anunțul Marii Uniri, printre ei Samuilă Mârza. A venit aici cu bicicleta, alături de sătenii din comuna sa natală, Galțiu, și-a instalat aparatul și a înghețat timpul. S-au făcut trei poze cu mulțimea, în care, la fel, apare și plancarda cu satul Galtiu, care vreau să spun că plancarda a fost cu sute de fetele din sat, în tricolor. Apoi a făcut un album și l-a trimis regelui Ferdinand, care l-a declarat fotograf regal. Un exemplar al albumului a fost folosit ca document și a fost depus la conferința de pace de la Versailles. El toată viața și-a desfășurat-o ca fotograf. S-a stabilit în Alba Iulia, în apropierea satului meu natal, Galtiu, și mereu venea în sat cu bicicleta și cu același aparat. Un aparat cu burduf care are și el povestea lui. Se spune că mama lui Samuilă Mârza l-a cumpărat cu banii pe care i-a primit după ce a vândut doi boi. Portrete ce făcea, îi plăcea să le facă pe un fond în care să se vadă lucrăturile țărănești. Iar oamenii de regulă sunt îmbrăcați în portul național. Fotografiile lui Samuilă Mârza valorează cât o mașină a timpului. Ne ajută să călătorim în urmă cu 95 de ani și să citim entuziasmul bunicilor și străbunicilor noștri în fața celui mai frumos moment al României.